Justo y celebre. Să luăm aminte în vremea aceea, Iisus strigând cu glas mare a zis: Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Și acesta zicând și-a dat Duhul, iar tutașul, văzând cele ce s-a făcut, a slăvit pe Dumnezeu zicând: Cu adevărat, omul acesta drept a fost. Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. Și toți cunoscuții lui și femeile care îl însoțiseră din Galileea, stăteau departe privind acestea. Și iată un bărbat cu numele Iosif, fenic fiind, bărbat bun și drept, acestea nu se învoise cu sfatul și cu faptele lor. El era din Arimateea, cetatea iudeilor, așteptând împărăția lui Dumnezeu. Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus și, coborându-l, l-a înfășurat în jujuri de in și l-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni niciodată nu mai fusese pus. Și ziua aceea era vineri și se lumina spre sâmbătă. Și urmându femeile care veniseră cu el din Galileea, au privit mormântul și cum a fost pus trupul lui. Și întorcându-se, a pregătit miresme și mir. Iar sâmbăta s-a odihnit după lege. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată minăstudinea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște romi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru binefacele tale, ce le-ai revărsat în vreo rugilor tăi. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit și a primi acum rugăciunile rugilor tăi și cu milostivire, le-ai învrednicit, ali se împlini cerurile, așa și aducum înainte, învrednicește-i, asporind cu dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșurile tăi. Mântuiește-i de toată rea o întâmplare, dorindu-i pace și liniște, și ne învrednicește pe noi pe toți totdeauna greșa cânta ție și celui fără de început al tău, Părinte,
spre Sfântului și bunul și de viață păcătorul tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, de tutorul nostru de bine, în vecii vecii noi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, cel mare, mila ta, nevrânție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru mâna, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, care acum se pomenesc, Nicolae cu familia, Ioan cu familia, Ramona cu familia, Georgian cu familia, Adrian cu familia, Teotlorin cu familia, Valentin cu familia, Lucia cu familia, Adrian cu familia, Bogdan cu familia, Ioan cu familia, Copilul familia, Sfântul Ceea Patrile Mântuare, 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 Sfântul Ceea Patrile Merde se. Vorrei lasciare la pezzana, se tanto di padrone di croce. Să vină după mine, spune Mântuitorul. Este o chemare și iată după noi preoții de mir și capuioși și căruberi ați pornit în drumul crucii ca să îl urmăm pe Hristos. Ați pornit în acest drum ca să împliniți o poruncă dată de Mântuitorul Iisus Hristos, dar nu să ne ziliam. O mâine de Hristos, care ori să greșește de toate, este împlinirea poruncilor, mărturisirea mai bine zisă de Hristos, la Dumnezeu nostru, și împlinirea poruncilor dată nouă pentru mântuire. Aceasta ne cuprinde pe toate, și aceasta este pentru noi finalitatea sau scopul vieții noastre, dacă vedeți spune așa. Mântuitorul nostru Iisus Hristos încă de aici încă de pe Domnul. Hristos s-a răzmânit, a murit pentru noi, dar a și învigat. Herodeu, cu hramul Sfântul Gheorghe, iar la altarul de vară, călțarea Sfântului Crucii.
fost schițul fără de sus. Ilarie, hai un loc! Crezi că sunteți cu mașina, nu? Bine, da, bine după noi. A, dar de jos o linie? Nu, de la pompă, da. M-am sunat. Așa două vandă, că eu nu-mi zic numai trei. Mulțumim acum. Imediat ajunge mâinii la recoleta și nu știu ce să o duc până în timp și bine. Nu știu ce să Haideți cu mine și cu mine! Drumul spre mulăturea de uve.